Vreau să citesc poezii într-un loc liniștit. Sunteți pe mâini bune, domnule. Am fost votați ca având cea mai liniștită bibliotecă în ultimii 6 ani. Bine, că dacă nu este liniște că citesc poezii, o să-mi pierd cumpătul! Este clar? Foarte. Am locul potrivit și cartea potrivită. Pe aici, domnule, poftiți! Poftiți? Veniți la birou dacă aveți nevoie de ceva. Spălniți jachetele în toate bibliotecile. Cel mai ciudat e că nici măcar nu por haine. Îmi spăl jaghetele în toate bibliotecile. Cine n-a înțeles? Și face gălăgie acolo! Lăsați-mă o secundă, mă ocup eu de tot. Repede! Domnule, vă rog să faceți liniște. Vă rog să dați hainele jos, altfel trebuie să vă rog să plecați. În cazul ăsta e unde să-mi spăl hainele murdare? La poștă? Râdeam de sine, amice, le dau jos imediat. Bine, mulțumesc. Dar n-o să-mi placă. Ne pare rău de deranj, domnule, acum ar trebui să fie în regulă. Îmi plac rezolvările paștice de situații. Oh, vai! Oh, vai! Hei, domnule, trebuie să vezi pagina asta. E amuzant, vezi? Amuzant, adjectiv. Cartea asta are de toate, vezi? De toate, sigur. Au niște glume bune pe ultima pagină. Oh, vai. De unde le vin ideile astea? Și uite-te la pagina asta. R. Stai liniștit aici. Ce-i altfel? Pedepsit. Problema rezolvată. Ar trebui să fie pa, ce și liniște. Așa sper că încep să-mi pierd răbdarea. Ai înțeles? Da! Bine. Cărți rare. Cărți semirare. Cărți făcute bine. Carte. Hei, spune, care e ideea? Aveam de gând să fac niște bezele, dar în liniște. Nu puteți face foc în bibliotecă și în niciun caz nu aveți voie cu mâncare. Chestii de sucuri sunt mai degrabă lichide. Cu siguranță nu. Poezii de dragoste. Mi-a ajuns oficial, da afară! Mă dai afară? Bine, am înțeles. Am fost o pacoste teribilă. O să mă întorc în coșul meu de gunoi de pe stradă și o să mă hrănesc cu propriile mir lacrimi. Da, haide, dă-mă afară în frig. Daffy Duck, n-o să-ți mai întunece pragul niciodată. Bine, gata. Mai ai o șansă. Vorbesc serios? Sigur. Doar dacă faci liniște. Știam că o să înțelegi, genialul meu intelectual. Trebuie să sărbătorim. Ajunge! Așa, unde eram?